Vă salut, prieteni, sunteți la prim plan obiectiv, iar eu sunt Ionel Lespuc. De ieri, începând, dacă numărăm două luni, suntem acolo, la uh, alegerile europarlamentare și locale. 9 iunie 2024 este ziua stabilită pentru aceste alegeri. Încercăm acum, la intrarea în, să spunem, pre-campanie electorală, să discutăm puțin despre aceste alegeri, despre miza lor, despre felul în care s-au așezat deja la start partidele. Știți cu toții că avem o alianță PSD-PNL, cel puțin pentru europarlamentare la locale s-a negociat altfel, dar despre toate acestea vom discuta. În emisiunea noastră, alături de mine, se află Octavian Hoandră și Florin Danciu, jurnaliști. Domnilor, mulțumesc pentru activitația mea. Așadar, mulțumesc de invitație. Și eu vă mulțumesc că ați venit alături de mine. Haideți să vorbim puțin despre cum vedem aceste alegeri. În primul rând, dacă aș vrea să vă întreb dacă credeți că oamenii sunt interesați de politică și înțeleg miza acestor alegeri pentru că mie mi se pare că tot mai mulți oameni devin absenții de la alegeri pentru că spun, ba, că n-au încredere în politicieni, ba, că nu interesează politica și, practic, nu înțeleg că politica, practic, e în toate. Și vreau să spun, Dan, că n-am nicio idee. Da, vă rog, are o idee? de... După aceea o dezvoltăm. De obicei, o udăm și să crească mare. Asta e un fenomen care nu e numai specific României. E fenomenul de retragere electorală. Ca, așa Bun. mai... Ca să, ca, să, aduc un argument aici, a, polonezii da? au vrut să scape de PIS. 72% dintre polonezi anul trecut au fost la alegeri. Excepțional. Da, da, gândiți-vă că pis a condus Polonia vreo 12 ani, dacă nu mă înșel, Bro. dar 8 ani, deci la modul președinte, premier, frații Kaczynski, adică se e, cumva e, era oarecare motive. Aduceți-vă aminte la Traian Băsescu, de pildă, la cât au, câtă lume a fost la referendum de suspendare al Traian Băsescu. Adică sunt e, momente de saturație, dar dacă vă co comparăm cu anul 2000, la ultimele alegeri parlamentare, au fost undeva la 40% prezența la vot în România. Adică nu-i nu suntem uh, campioni la uh, povestea asta cu prezența la vot, dar până la urmă democrația se funcționează cu voturile cu numărul de voturi pe care sunt în urnă, adică ea care nu participă. Da, practic cei care e nu problema participă, lor. ei înțeleg deja că li s-a spus uh, de foarte multe ori. Îi lasă pe, pe cei care sunt partizani partidelor, cei care sunt în partide <coughs> să voteze ei și să decidă da, mai este o uh, pentru toată lumea. Uh, problema nu e un exemplu bun uh, pentru că în general în, în Europa din cauza modificării st structurii partidelor politice și a modului cum ele s-au poziționat în ultimii uh, 20-30 de ani, deci uh, au rămas categorii de uh, populație de cetățeni care nu mai uh, sunt reprezentate. Și așa au apărut uh, partidele, așa zis, populiste. Dar ele nu fac altceva decât să reprezinte un electorat abandonat de social-democrația europeană și de creștin-democrația europeană, care, mai ales creștin-democrația, am dispărut. Da? Uh, și atunci, pe această, pe această lipsă de, cum să spun de a partidelor mari, a marilor linii ideologice clasice, au apărut partidele populiste care nu fac altceva decât să ocupe acel loc și cetățenii să se simtă reprezentați votându-i pe pe respectivele formațiuni politice. Asta se întâmplă și în România, uitați-vă la Aur. Da, era... SOS România. Era pe sumar ajungem și la Aur. Octavian Vandră, politicienii, fac doar lucruri proaste? Sau uh, fac și lucruri bune? Că dacă mergem pe stradă, asta o să zică, bă, politicienii se umple de bani și fac numai ce vor ei. Uh, e și da și nu, probabil, aici. Ma, știi cum e, noi tot vorbim de politicieni, dar poporul în marea parte a lui, IQ-ul i scăzut rău. Deci tot da, e adică zrăi. Că pe stradă, bă, eu sunt cam prost, nu înțeleg lucrurile, nu, nu merge așa. Ba, eu sunt adeptul votului cenzitar prostii. Nu erau prostii, așa că eu spun exact ce, ce cred. Bă, dacă n-ai făcut o casă, dacă n-ai fost în stare să-ți crești un copil, sau așa, de ce să votezi, dacă tu n-ai fost în stare pentru tine? De ce să-mi impui mie prin votul tău? Dar nu, nu asta e subiectul. Subiectul are dreptate, Florin, dar așa e, oamenii nu mai sunt reprezentați. Pentru că de cel puțin 15 ani, politicienii se reprezintă pe ei, lipitorilor de afișe, pe familiilor, pe prietenilor, amantelor, și ideea cu că... Da, toți? Da. Că aici am o problemă. Toți, toți sunt așa? Eu nu știu. Sunt vreo adică 2-3. Dacă 3. mergem pe stradă, da, dacă toți sunt, oamenii sunt da, dacă, trași în bandă. Da, dacă niciunul vor... nu e mai deștept, niciunul e mai frumos, niciunul e păi da, mai da, intenționat. Dar ea nu ajung acolo, pentru că așa și se conservă. De ce crezi că s-au unit aceste partide care se înjură? Asta e o întrebare pentru pe, că care, au, pe care pentru trebuie să că au primit din de la Bruxelles, I au văzut că și acolo cu tractoarele, cu stradă, sunt foarte mulțumiți de cum uh, guvernează PPE-ul. Și eu zic, bă, uiți-vă că ăștia ne doboară dacă nu. Să nu crezi că stabilitate. că cuvântul ăsta stabilitate mi se face rău. Adică noi o ducem comasarea, rău. Lumea. Comasarea și această alianță sunt clar două măsuri împotriva celor despre care vorbea domnul Dan. Nu, a nu împotriva cuiva, sunt pentru ei. Să-și conserve toate funcțiile, toată clientela politică, asta se întâmplă. Mie asta mi se pare, uite, sincer, mie asta mi se pare că face PNL. Prin această alianță cu PSD-ul, se gândește uh, publicul PNL, aș vrea să explic un pic, publicul PNL se simte trădat. Pentru că publicul PNL este un public de dreapta. Și în momentul în care votează cu alianța PSD-PNL, zice, bă, votul meu se duce de fapt la stânga, se duce la PSD. Cei de la PSD n-au problema asta. Cei de la PSD nu zic, bă, dacă votez cu PSD-ul, votul meu se duce spre dreapta. N-au nicio problemă. Problema e aici, la uh, practic, PNL-ul încearcă, părerea mea, este ca la nivel de, de leadership, ei să-și conserve acolo niște, niște poziții. Asta Ce mi se să pare. Că PNL-ul căs... e în cădere. Păi e clar că și, deja, și e prin în această cădere. alianță cade și mai mult. Oricum o să cadă și mai mult, pentru că lumea așteaptă că vorbei de dezbateri. Nu am văzut, s-a parlamentare. Mă, eu mă așteptam ca politicienii să vorbească despre mare, marele succes al campaniei Green Deal, unde am ajuns de unde am plecat și unde am ajuns. Cu sărăcia, cum trăim, ce se întâmplă cu PPE-ul, ce proiecte au, cum se Bine, taie gazul. Bilul bil bil a da... interacționat într-un mod foarte violent cu războiul din, din Ucraina. Lasă războiul din Ucraina. Deci când ăla se distruge agricultura. Mai vine și Ucraina și distruge agricultura. Mai distruge și canalul Băstroi. Deci noi ar trebui să să fim întrebat acum pe cei care... Vor să ne conducă dacă, în continuare, uh, proiectul nostru de țară este cu Ucraina. Eu nu zic să nu ajutăm, să-i ajutăm ca să ne cășești sau război. Dar, bă, frate, atâta timp cât uh, sunt zeci de mii la meciurile cu Ucraina, tineri vânjoși, cu zeci de mii cu mașini scumpe, prin hoteluri. Băi, atunci, lasă-mă în pace, mă, du oamenii acasă să lupte, mă, și după aia, dacă nu e, e greu, vin și te ajut și eu. Dar ia toți îi sprecați mă, și le zic, domnule, nu avem arme, dați-mi bani, poate dar oamenii vă unde... Ați zic, fost în Ucraina în ultimii, înainte de război, nu? Nu mă duc în Ucraina, în est, de eu, nu este. deci, acolo, acolo e... e Ucraina, acum, nu vreau să fac niște acuzații sau ceva, da, dar acuzații, e ca România sau. cu 20 de ani cu mită și să ieși din țară sau să intri sau să bagă banknot. Văzut... E un alt sistem. Adică un, alt, un sistem de care încă noi nu ne-am rupt. Complet. Mă, și corupție și vând armele și o grămadă. Cine vrea să încească presa să se informeze are unde să încească. Dar la noi e mai simplu. La noi cu votul ăsta, e, după părerea mea, e degeaba. 30% se duce prin STS unde trebuie, încă vreo 20 se duce cu, cu sacii Clotilde Armand, exact după, după pastila aia. Spune mie, într-o țară normală, democratică, când vine un procuror și spune s-a fraudat, alegerile, vezi imagine, cum își bătea la joc. Bă, tu te mai duci la vot? De ce să mă duc, mă? Să joace fotbal, cine și să-mi spună după aia cine a câștigat? Păi e același lucru. Sau acasă îmi spune cine a câștigat și cam asta e. Și nu încurajăm e. Încurajăm absenteismul? Bă, eu nu încurajez, spun ce fac eu. Lumea se ducă la vot, să nu fumeze. Eu nu mă duc la vot, fumez, e treaba mea. Eu nu încurajez pe nimeni să facă prostiile care le fac eu, dacă sunt prostii. Dar eu am ales în numele meu după atâția ani și după faza aia cu alegerile de la sectorul 1 să nu mai votez, pentru că văd că îmi bat joc singur de. În ce țară mai vezi tu ca un serviciu de stat polițienesc, setezeu să participe la alegeri? Ai mai văzut undeva? Ce răsați, da, chiar un, un, nu e un studiu care car, zice chiar de atât de prost. Sectorul în care este primăriță Clotilde Armon că are cele, cel mai slab nivel de absorpție de fonduri europene. Da, nu A asta. hai, hai că, că e complet, sunt, de... sunt, sunt o grămadă de exemple în le putem da. Dar eu mă întreb de ce nu uh, s-au unit așa, le au ordonat Ursula să se unească. Ok, mă, veniți și spuneți-mi ce planuri aveți voi cu. Cu această nouă guvernare eu, eu, eu de la Bruxelles, ce, cu, ce, cu ce vine PSDPNL acum în fața legătorilor să spună asta am făcut noi? Care sunt lucrurile pe care le prezintă PSDPNL înainte acestor alegeri ca realizări? Ce, au, ale distrus sector, au distrus sectorul privat. Păi, încă nu de tot, mii, dar au anul viitor. Mii de firme. Băi, anul viitor, eu cred că anul viitor o să bubuie. Păi, nu. dar nu, bă, ei vor să ridice taxele, asta ne promit. Deci. Deci, de ce deci, permanent, voi... permanent ne spun că ei permanent, nu, permanent. A, nu, trecut. Ne-au spus că uh, vor trebui să taie niște bani și că o să taie în mod egal și de la uh, știi sectorul câte public, știi nu? Știi de cât, știi câte angajări s-au făcut mi. de atunci? Am zis 30. corect? 13.000. Așa. Păi ce facem aici? Aia specialiștii. Aia, da, au, da, până la da, da. 18.000 mai au încă de angajat. Nu, 15.000, ah, erau da, 15.000. mai de specialiști, da. Asta era no, și vine și 30 de, de ani. Pot angaja 20 de mii. Și mii de întreprinderi mici sunt faliment. Asta este o mare, din punctul meu de vedere, o, o, mare problemă, că uh, practic se răzbună, se, sau doar, doar încolo se uită. Fus au bani. privați. Păi da, dar restructurează. Digitalizează. Sunt atâtea lucruri care se pot face. Dar sigur că oamenii ăștia care ăștia 13.000, pe sigur o să voteze pe cine trebuie. Să spun ceva. Ieri am vorbit cu un om important, nu pot să-i dau numele, și îmi zicea tu Știi cât am împrumutat? Cât, mă rog, o, o sumă uriașă. Deci, știu s banii, că nu se vede nimic, toată lumea întreabă. Zice, bă, îți la Banca Națională. Deci, el a fost un efort, noi am fost obligați să împrumutăm banii, ca să fim captivi. Și mi-i extrem de logic. O să nu știu dacă e adevărat, repet, dar mi se pare logic. De ce ar fi trebuit cât o să împrumute suma uriașă care nu se... Nu, toată lumea zice, unde-s banii? nu, dar unde-s banii datoria nu... publică a României. Sunt undeva la 49%. Din a, e Om, omul zis e mic că... E raportat la alte țări. E mică raportat la media, e mică, pe asta Așa se și bazează. Asta e adevărat. Pe asta se și bazează. Da, dar trăim pe datorie politică. și de la nepoții noștri, de la, de la copii uh, bo, și nu, noștri. nu știu că dacă ne uităm la american, datoria publică americană este... Uh, bine, asta, asta de, e o problemă, de, asta de, e o problemă de, globală și nu știu dacă uh, Cineva ne va putea. Credeți că Italia va plăti vreodată datoria publică de 104% din PIB pe care o are? Sau America va plăti vreodată datoria publică de de 30.000 sau 40.000 de Cu Grecia a fost o mare problemă. Noi o să fim uh, în locul Greciei. Uh, pe noi nu zice, da, cine să plătească. Ce? Cum da. mă, e România? Da, nu, nu Aveți de plătit că mai Când Când pe mine mai Dar faptul că mai sunt și alte state pe mine. Mă întotdeauna aud chestia asta. Da, da, și acolo. Păi și dacă acolo cei care e problema? Eu nu mă interesează ce face alea. Corect. Noi nu avem politice, nu avem linie politică. Tu vorbești de stânga Asta și de dreapta. Asta e când vine copilul acasă zice am luat, am luat patru. Da și, și zici, bă, de ce ai luat patru? Păi da și colegul meu Vasile a luat uh, -a tot -a Progresul -a. occidental se bazează pe credit. Pe un pe credit a, pe suveran. este frumoasă. Păi 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 nu, e frumoasă păi. nu e frumoasă, nu e frumoasă. Păi e frumoasă până la un loc. Dar de vreo 40-50 de ani acest credit suveran uh, a depășit... Uh, Adică s-au ajuns niște aberații pe piețele financiare. Noi, noi, credem că trăim într-o lume cât de cât sigură, stabilă, dar noi stăm pe o dinamită financiară. Noi, toată, tot, uh, toată lumea asta, Nord-Atlantic, americani, Europa, Japonia, uh, deci e o problemă pe care nimeni nu o discută. Adică nimeni, domnule, lasă că se întâmplă, că mergem înainte, luăm sunt la atâta, nu? Dar vine în moment de clic. Dacă m-a fost în 2008, da, cum a fost în 1933, că, bă, da, da. uitați-vă, bursa americană e capitalizată 200% parcă. Este... Bun, da, Acum în... mai adaugă la Este asta. enorm. Micro... Gândiți-vă că America e... și-a adus specialiștii, nu? M-a adus marile creiere, cum? Dând acele credite pentru studenți. Vreau să vă spun că creditele pentru studenți au atins sunt după bula imobiliară, sunt cel mai periculos, este cea mai mare vulnerabilitate a bugetelor americane. Acum Biden în campanie de vreo două săptămâni a semnat 144 de miliarde de dolari iertai datorie la cei care au făcut studii pe baza creditelor de garanții guvernamentale. Adică ce înseamnă asta? Că banii a statul american îi plătește universităților, dar nu mai plătește și băncilor care au creditat uh, studenții, dar nu mai plătesc, Aia uh, că suntem în campanie și în America și-a tăiat Biden 144 de miliarde din un. ei. Da. Mai adaugă la adică asta. Hai să și... fim un pic, să și... vedem un pic că nu, nu dar dar Asta e un segment. Hai să încercăm să vedem tot. Mai vin noile ideologii LGBTQ. Alea sunt aici deja, nu? Păi mai nu vin, că sunt adică de... a, compun în peisajul ăsta, trebuie să luăm, să luăm în calcul și astea mai vin uh, tot felul de populisme din asta, că nu mai avem, să nu mai avem proprietăți, că iau și au găsit soluția. Acolo sunt și părți bune, că acolo spune uh, eu, doamnă Bogdan, de la USR, că că putem uh, să nu mai fie familii, să așa, în grup. Ceea ce nu e chiar rău, dar să nu mai e nici... nici... <laughs> în triburi. <laughs> ah, da, deci uh, asta rod. Încă o chestie importantă. Bă, lumea e din ce în ce mai proastă. A scăzut iq mă. Mm -hmm. În Canada s-au făcut studiile, acum au apărut serviciile secrete, am făcut un, un studiu și sunt absolut îngroziți pentru că a început generația Z să conducă instituții, fabrici bă, și dezastru. Se mai înțelege cu unii că vine. Nu putem I, acum o întrebare. Păi de nu, dar eu un studiu e. făcut de serviciile secrete canadiene. Eu să-l citez, există multă în presă. Multă spune că, din potrivă, generația tânără e mai... Care e multă cu... lume? Asta e un institut a, a, a al a, a serviciilor, a a serviciilor a secrete. Inclusiv studii de pe la noi, care, lume care, specialiști. Lume... care a. spun a. că tinerii citesc mai mult decât ei te Asta un o vorbă. Asta e emisiunea Emisiunea era serioasă, nu-i de mor. Domnilor colegi, există o vorbă că vremurile grele produc oameni puternici. Și vremurile bune, prospere, produc oameni slabi. Așa. Ei, Occidentul a trăit de 60-70 de ani într-o prosperitate continuă. Am că ne uitam teri. la Occidental, la copărărilor lor în anii 90, când, când am văzut și noi primii nu când veneam în România sau au mers. Uh, ne uimea cât sunt desenini și relaxați, da, da. da pentru că ei au trăit într-o lume predictibilă, lucrau la Mercedes, la BMW, la Siemens, la, la Ikea. Mari. Intrai într-o fabrică, de acolo te pensionai cu pensii. An în Germania se decontau în anii 70-80, prin asigurări, Lucrări de dentare, Dentale. de aur, da, da. de aur se decontau, adică ce s-a întâmplat în... Și pe fondul concurenței cu sistemul sovietic. Asta nu e reclamă politică, nu? Cu nu, 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 nu e reclamă politică. Pe fondul concurenței să nu vină comunismul da. și, în, uh, și pe fondul concurenței uh, generate de uh, însăși structura democrației. Că eu sunt la putere nu, acum. Era bine. Vine Tavi în opoziție. Ce le mai oferim? Păi le oferim, păi mă puteți deconta și dinți de aur nemților că vin ca să mă votați. A, nu nimic, vă dau credite să vă luați două mașini, nu o mașină, da, cu garanții de la asta. Adică această da, competiție da? între partide a și la îndatorarea statelor. Dar dar nu mai erau nici în fruntea partidelor din Europa, nu mai erau nici oameni pe care noi despre care noi citim în cărți despre Da, aici deci... e întrebare bună, care mai sunt liderii? Acum nu, nu asta voiam să discut, dar ajungem inevitabil. Care mai sunt mari lideri ai, ai Europei? Nu numai ai României. A Europei. Că mie mi se pare că ciolacu se degradează calitatea liderilor, calitatea nu numai Ciola, a populației. Și ciucă. Uite, Asta dacă România. vorbim despre PSD. Și, Europa, și, Europa, da, și de Europa. Octavian Hondră. da, Am avut, eu așa zic, așa merge. Iliescu, Năstase, Joana, Ponta, Dăncilă, Ciolacu. Unde suntem? Mie mi se pare că mergem în sus. Mă, nu, nici, nici, Europa nu merge în sus, da? Eu, din păcate, nu o să prea stau prea mult cu acești noi lideri ai voștri și am o, o, o mică relaxare. Da. O, să, o să văd de acolo, de pe plaiurile vânătoare, o să văd ce să mă amuz. Din zonele cu verdeață. Da. Vorbeam cu profesorul Vasile Dincu acum vreo săptămână într-un po podcast. Apropo, de, chiar de ideea asta. Și am zis, să sunteți cam ultimul intelectual din politică. S-a uitat cumva, așa, mira la mine, mă zice, să știi că e un fenomen. Da, uh, avem niște studii, zice, dar în toată Europa se trăim în imediatitate, zice. Adică nu ne mai uitați-vă că în programele politice ale partidelor nu mai există cuvântul viitor, zice. Nimeni nu mai rezonează la, o proiect, la un proiect. Deci, domnule, peste 10 ani o să fie nu știu cum, că nimeni nu mai crede. Pe Facebook sunt ăia care mă, dacă sunt a... A... Dacă avea emoticoanele niște celor care râd cu lacrimi când le zici, vom face metrou la Cluj, vom face centură la Cluj. Râde lumea cu lacrimi, Pentru nimeni că nu mai mine... crede nimic. Deci... Bine, aici la Cluj există și o altă discuție despre credibilitatea administrației locale și felul în care aruncă proiecte pe piață. Dar asta, asta e o altă discuție. Că, din păcate, se aruncă multe, se fac mult mai puține și atunci, normal, că om, omul începe da, să... Da, și rău. revin la început. A, Aici se vede și calitatea poporului român. Mă, nu le pasă. Ei își văd de familia lor dacă, au, dacă se pot duce în vacanță. Ei n-au treabă cu viitorul. Poporul nu are treabă cu viitorul. Ei sunt mulțumiți. O formă de egoism. Eu e formă de egoism, niciun protest, nici, nimic. nimic, salut, păi de ce nu ar face cum vrea mușchilor? Dacă nimeni nu se opune. Că asta ne-am dorit. Băi, da, da. Dacă, a dacă, fi... dacă, ăla de acasă își vede numai interesul lui, păi ăla din politică să nu-și vadă și el interesul. Ba da, tocmai asta. Zice. toată lumea e uh, pe este propriu. un lucru foarte important, că noi tot, tot vrem politicienii, Dar că vai de mine infierăm, că, sunt, că nu fac, că sunt, nu știu. Păi, domnule, stați un pic, da? Uh, noi nu putem biciui și pe cei care se uită la noi? Domnule, uitați-vă pe programele partide, uitați-vă în CV-urile candidaților. Discutați cu... Cine să Mergeți se facă? la întâlniri. Noi, dacă, sau cine? Nu, să răspunem, Uitați-vă pe Facebook, uitați-vă ce face ăla. Căutați o căutare pe Google, lăsați TikTok cu 3 minute, 5 minute și vedeți. Mă, cine candidează la consiliul local asta din Brăila sau ne, din Cluj? să le zic prietenilor mei, nu e, mai asculta rock gata. sau ce asculti tu în mașină. Măcar atâta, cât mergi cu mașina 20 de minute, M ascultă niște știri la radio, puneți un podcast, te, ceva, Documentează-te, Că nu e mare o, lucru să cauți... Un rocker... Atunci, să de ce să tot înjurăm politicienii? Eu am făcut o, o vreme și în constanță politică și am văzut ce înseamnă să ții oameni într-un partid, la un loc. E foarte complicat, adică noi putem să ne înjurăm pe, nu știu, Fiecare pe Bob, Bogdan, pe, Ciucă, pe... dar e foarte complicat să ții niște oameni într-un partid toți au interese, toți... Nu vin exact. acolo, nu vin din nimeni de alism, acum să le social-democrația sau liberalism. liberalismul. Asta sunt la ședințele partii, nu discută da, altceva decât eu ce primele, da, asta e primești, asta în toată, Asta e în toată lumea, eu. nu i numai în România. Partidele <thank> sunt grupuri de crimă organizată. Deci, e <răzi> clar. Și <fiind> mai <răz cookie> asta cu, cu Legale. Vine... Grupuri legale de crimă organizată. Dacă în faza asta a discuției, eu trebuie să-mi cer scuze față de CNA. Da. Păi nu, dar... Din multe puncte de vedere, e adevărat. Pentru că, legal, legal, că uh, noi decontăm în sănătate, în educație și așa mai departe. Chiar se moare la propriu uh, din cauza unor măsuri luate de guvern. Chiar se nu, moare. Măsurile le ia, nu le au oea de ne... Dom'le, dacă vreme reacționează societății... moare nu avem avut o străzi, se moare pe străzi. Societatea nu reacționează și nu pot să ne ieșim la meeting să mergem la vot, responsabil. Nu putem să ieșim și la mitic, nu e o problemă. asta, de asta am început te -te 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 -te. discuția despre asta. Cum îi determinăm pe oameni să meargă adică să, să, să voteze? Cum adică îi determinăm noi? Putem păi să -i... nu, dar, dar să să trebuie să, le explicăm că e interesul trebuie lor. lor. Pentru că apul, dacă ascultă un post de radio și radio are voie să-i spună niște lucruri, înseamnă că politica a dus într-acolo. Există o libertate de expresie sau ceva. Toate se traduc în politică. Să nu diabolizeze politicianul, pentru că politicianul nu e decât reprezentantul nostru. Adică nu e un alt. Și dacă am fi noi de... în locul lui, Numai, dar noi... cum am gândit? Să se pună la locul lui ăla care ministru, e ministru sau deputat? Nu... Eu de la Băsescu m-am șocat când era în campanie. Păi și toată lumea declara că își doresc un... că -i i dat un cap în gură la nu știu ce arată. <laughs> da, 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 da. Și eu zicea, domne, zicea Udrea, păi, toată lumea la un știe cum e carde, la la Toată lumea știe cum știe că, știe că e golan, că e așa și asta așa îți doresc să se cu ei. Băi, frate, eu nu-mi doresc să se cu mine, mă. Eu sunt bou care nu știu nimic, n-am făcut Ai nimic în în toată viața, dar băi, eu vreau să fiu să la, la, să fi scris niște cărți, să fi să fi mm -hmm. Nu știu dacă să, așa. Păi nu, nu eu vreau așa, să vreau așa, l la. Eu nu e vreau e să semeni cu mine. nostru. De ce vorbesc? Ia uitați-vă la frumosul primar al Clujului cum vorbește cu oamenii pe, pe, pe stradă. Vorbește ca la răchițele, pentru că el încearcă să fie unul dintre ei. Eu nu vreau. Dacă o încearcă o să facă pe profesor universitar, om cu două facultăți așa, lumea zice: "A, păi ăsta e de alt nivel, nu poți să-l Eu politic. Da. Că dacă ar avea Mai, o grămadă de bani și ar fi antreprenor, Eu n-am că... Da cu el că... ar, bă, dar, da, da, în, în Anglia, de... dar în Anglia de acum Feră, o să dea De ce? Churchill de ce nu vrea să se mene cu oamenii de pe stradă. Anglia are complet altă mentalitate și altă tradiție. să nu ne amăgim Nu. că noi, avem în minte Occidentul din anii 70-80. El nu mai este așa acum. Păi nu mai este din cauza noastră, că noi n-am cerut. Din Noi am cerut Noi ne-am mulțumit cu puțin. mi se pare că spunea eu Ionel Le Spuc de liderii europeni. Păi nu mai de la Merkel încoace. Nu. Cine? Macron care vrea să meargă în Ucraina cu armata să se bată cu... Da, mă, deci popoarele... Dacă întrebăm 80, 80, dintre, știu, 80 dintre, europeni, de Olaf Scholz ar putea să fie auzit 20%. ce da. mai rămas? Bun, sigur că merg la. Păi, a rămas, ce ai văzut da. care zi erau o da. campanie. O la pe la Uite te da. la asta, cum îl cheamă, Piedone. Ăla, ăla, măsura salamul să vadă cât cântărește o felie de salam. Păi, frate, deci punea o hârtie și. Zice, de ce a spus hârtia asta că e prea gros? Păi, ăsta e nivelul. Deci la, la nivelul ăsta de reprezentare și se zice că are toate șansele. ziceți da. de aur, ziceți de aur, cum vi se pare că, ce șanse credeți că are aur, că despre mă, asta se spune, doamne, ferește, vin, vin naționaliștii, eu vin cred că... peste noi și ne mănâncă. Să-i naționalism, e eu naționalism, Mi e rușine să vă spun că aurul e naționalism. Ăsta e naționalism mă. de grobian, de... Nu, nu poți. Ei spun așa, pentru că Partidul Național Liberal trebuia să ia segmentul ăsta. Și ei s-au la da Bruxelles. Ca pe vremea lui Dragnea, mi amintesc că se tot întâmplă. pe vremea lui Dragnea, de... dar ăștia acum s să-ți la Bruxelles în genunchi. N-au voie. Și dacă ei n-au voie, oamenii zic, bă, ce, în risc eu Bruxelles și asta? Da, e vă drag, naționalismele voastre. E urât, e căh să fii naționalist. Și... Da, da, Europa se... a luat virusul ăsta prin Olanda, prin Suedia, prin Slovacia, prin Ungaria, prin păi Grecia, da, mă, prin... Da, da, au reprezentat mai un pic mai cu Italia, cuștai. ce să mai zic? Au un pic mai cu să. Ăstea săracii de la aur șoșoacă, poți, mă. Și rușine să mai zici că ești naționalist și că ai memorie și că când ăștia reprezintă naționalismul. Dar pentru că au fost abandonate. La câți că, că scoate la aceste alegeri europarlamentare? Mă, nu știu, chiar nu mă pricep la chestiile astea cu sondaje. Cu Mi-am de, dacă tot am amintit de profesorul Dâncu, zicea că ei au rezervat un 15% rezervat. Era o discuție acum câțiva ani. Mi-e teamă că 15% e depășit de mult. Și încă ceva, în sondaje, chiar dacă are, cât are, o, 17, 18, 19% aur, eu cred că multe lume nu recunoaște astăzi că o, că o să voteze cu aur. Că Dar că eu vă aduc aminte de anul 2020. Decât, uh, declarat. Anul 2020, înainte de alegerile parlamentare, spuneți-mi care institut de sondare știa că a, a arătat, a apărut pe radar că va... e, mai e un partid ne-am trezit în seara alegerilor că au 10%. De unde? De unde? Ne putem trezi acum cu 30%? Nu știu. Ha, nu, habar n-am. acum? Partidele nu știu. Nu știu. Eu, eu vă spun că în, acum 4 ani pentru mine nu exista no, partidele aurul. partidele e, din făcute... auzi de George Simion uh, în țara alegerilor. Da, da, da. Ideea că partidele de astea, din galerie, de la Buna, din partidele galerie. astea făcute de servicii, așa deci ele se nasc au o flacără, Atunci, că aici e vorba de, de conspirații, de... Eu așa de, cred. Eu, de, noi avem o problemă în general legată, apropo de serviciile secrete, noi avem o problemă în România că de 30 de ani, de 35 de ani, de când de, nu suntem în stare să controlăm ce fac aceste servicii. Mi se pare Dar ireal. Nu control vrem, parlamentar. Da, stup, da, da, trebuie da, trebuie da ai, o glumă, ai, e, ai o glumă, ai o glumă, controlul așa, parlamentar așa. e mai degrabă invers, adică mai degrabă serviciile controlează da, Comisia da, de așa. Control Parlamentar. E e deci noi nu -avem, -avem, avem, nu știm, e o nebuloasă, pare că, da, că nu-i nimeni, hai dacă să, e hai unul să chem, curios vedem că uh, Hai e compromis. Un sondaj în scop zice că Mircea joan ar câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale, astea sunt mai încolo, sunt în circuit. Da, eu cred că așa, pentru că e mai simplu, arată altfel, nu cum pot să-l totul totuși, pe Mircea Joana cu băieții. 26% care urmat de Marcel Ciolac cu 24%. Adică să înțeleg că. Da, e sondat și ciucă, adică e Marcel Ciolac cu ciucă, cu Joan... Corifei, politici. Da, e sondat. Adică... are 13%, ca să fie limpede. <hen> da. Bine, ciucă, mie nu mi se pare foarte prezidențiabil. nu știu cum mi se pare dumneavoastră. Excepțional. Excepțional, așa. Bun, uh, dar credeți că Joana chiar are șanse? Asta ar fi ultima, cred că, întrebare, că o să ieși... Depinde mă... de ce se hotărăște păi peste, nu, dar... peste hotare. Păi nu, dar uh, Joana, nefiind susținut de niciun partid, cum își numără el? Că vorbeați de saci, vorbeați de, de... Dacă la Bruxelles și acolo se hotărăște... La Bruxelles sau, mai... Se... sau din Clotecean? Păi, și, și. Dacă se hotărăște, Joana, dacă se hotărăște să fie... Șoșoacă, șoșoacă. Ai un casting? Se recrutează? Cum e? Nu știu, e o lume care, pe care nu o să o puneți, dar mi e foarte greu să cred că uh, poporul român este de acord cu ce se întâmplă în România. Au, începe, au fost mici mișcări cu tractoare, cu astea s-au potolit imediat. În Occident n-a fost așa. Lipsa unui dezbateri despre ce se va întâmpla la Bruxelles, că e un moment de cotitură, Așa vor să ne taie gazul, vor să ne scoată centrale de apartament, să... Deci, și toată lumea tace, toată lumea e ok. Ai noștri reprezentați, nu văd să aibă vreun deranj. Singurul Tudose care a mai creit era și în era. Zice, bă, mă duc la televizor, mă întreabă lumea cum pot să stau cu Rares Bogdan, nu mă, să, fără să mă bat, nu mă întreabă ce, fac, ce facem cu gazul și cu asta. Pentru că și presa nu este interesată să pună... Acolo, Adevăratele zic, probleme. Și au banii și fă, da. cu Rares Bogdan și cu... Rale... Da, bine Și păi, de-aia nu uh... e de rockării Că da. vine un rocker acasă și avea ceva Era... Contracții de stomac Stai numai o secundă că e mișto și se face zice, mamă, mamă, mi-e foarte rău. Zice, a, să spună mamă, o manea, să-ți vomiți. <laughs> da. Uh, da, important e, nu e cine candidează, ci cine numără voturile astea. Să, da, corect, da, asta știm de Este de de da, fetist. Da. Cum da. să da. meargă oamenii la vot dacă spuneți lucruri astea? Da, de când știm asta, mă, de ani de zile? Păi Octavian, oh. Danciu, mulțumesc mult uh, pentru prezență. Eu am încercat <coughs> să-i îndemn pe oameni să voteze, <coughs> poate dar că n-a fost exact de potrivit, dar poate insistând vom reuși. Uh, mergem mai departe cu o știre despre industria IT, care este într-un punct de cotitură, veți vedea o... Uh, și are legătură cu politica, veți vedea o știre realizată de colegii de la știri Și apoi revenim să discutăm despre politică și administrație cu Beniamin Pascu și Claudiu Pădurean în ultimii cinci ani, numărul aitiștilor din România a crescut de la 140.000 la 200.000, iar mulți dintre ei lucrează la Cluj-Napoca. Modelul Clujului este cel care poate fi urmat de țara noastră și aici. Vreau să aduc doar două cifre pe masă. Faptul că acum o săptămână România a fost cotată ca fiind țara din Europa care se află pe locul întâi la numărul de aitiști la mii de locuitori, și locul 6 în lume, la număr de IT și la mii de locuitori. Industria IT ar trebui să se schimbe în perioada următoare. Noi am ajuns în momentul acesta cu dezvoltarea IT, cu care ne mândrim, am ajuns însă la o limită, o limită de creștere. Ați văzut că deja avem probleme în zona angaja angajaților, deja sunt niște probleme care țin de apariția AI-ului și tot ceea ce înseamnă noua tehnologie. Ce facem noi în momentul ăsta, din păcate, și în România, dar și în Europa, pentru că suntem corespondenți cu Europa aici, este să vindem ore de muncă. Facem un fel de lor. Îi plătim pe oameni, îi plătim bine, dar îi plătim pe ore de muncă va trebui ca în viitor să vindem inteligență, să vindem creativitate, să licențiem softurile pe care le facem, nu să lucrăm numai în lon și asta va fi viitoarea etapă a Clujului. Hackerii sunt însă extrem de activi și atacă ori de câte ori au ocazia, fie instituții publice, fie private. Astăzi avem ca și capabilități tehnice unele dintre cele mai puternice instituții din toată Europa, România se confruntă zilnic cu o medie între 25.000 și 50.000 de atacuri cibernetice, iar statistic, 93% dintre aceste atacuri cibernetice, care au și succes, că mai sunt una, două care reușesc dată la câteva săptămâni, au ca și cauză urare umană. Fie că cineva a accesat un link pe care nu trebuia să-l acceseze, fie că cineva a lăsat ușa deschisă pentru atacatorii cibernetici și, din acest punct de vedere, România chiar are capabilități tehnice foarte puternice de a face față atacurilor cibernetice, atât în sectorul public, cât și în sectorul privat, avem companii din România care sunt lideri mondiali pe cyber security. Ne-am întors și continuăm discuția despre politică, dar și despre administrație. Alături de mine se află alți doi jurnaliști. Beniamin Pascu și Claudiu Pădurean. Domnilor, vă salut. Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumim tare mult. Și dacă ați urmărit uh, prima parte, n-am reușit să-i convingem. Uh, cred că mesajul n-a fost suficient de puternic să-i convingem pe oameni să meargă să să voteze, pentru că uh, discuția a deraiat spre, spre partea, să zicem, mai puțin uh, roz a politicii, nu spre părțile bune, pentru că politica face, trebuie să facă lucrurile să meargă și, e bine, unele dintre lucruri chiar le face. Din păcate, nu toate. Uh, și, pe de altă parte, ne temeam că anul viitor uh, o să decontăm toate costurile acestei campanii electorale în ceea ce privește, nu știu, cel puțin IMM-urile. Uh, în a doua parte a emisiunii am zis că să discutăm puțin despre administrație și despre, despre Cluj. Uh, despre uh, cele multe emoticoane cu râsete zgomotoase în momentul în care se mai anunță câte un proiect de către administrația locală. Pe asta pentru că concluzia mea era că se aruncă pe masă prea multe proiecte față de cele care se realizează și oamenii nu mai, nu mai cred. Vă, cum vi se pare că a funcționat? Cu ce, cu ce, se prezintă administrația locală clujană, să spunem, în ultimii patru ani? Vrei să încep tu? Să de cam de vârstă de aia. ok. Uh, din punct de vedere administrativ, în ultimii ani am observat că ceea ce clujenii observă în mod imediat este ceea ce se întâmplă în mijlocul orașului. Adică, cum să zic, pietrificarea orașului, pietonalizarea orașului și așa mai departe. Deci... Și care e privită... De unii într-un fel și de unii în alt da. fel. Da? Aici de apele sunt împărțite în Cluj, sigur că da. În momentul când a început această lucrare, Clujul era sub semnul îndoielii. Ce o să iasă, mă rog, o să crească numărul de calorii pe la și așa mai departe. Și acum părerea clujenilor este împărțită. Cert este că din uh, ceea ce am observat uh, din, uh, în, în privința opiniei publice este faptul că parcă era nevoie de mai mult spațiu verde. Pentru că spațiu verde înseamnă respirații în Cluj. Uh, eu nu cred că intenția uh, primăriei sau a Consiliului Local a fost una rea de urbanizare, de modernizare a orașului. Dar probabil, nu probabil, sigur a fost și una mercantilă. În sensul că pe aceste spații, atunci când vor fi evenimente în Cluj, se vor așeza arabe se vorageva spații de vânzare. O lumea va veni, va fi ziua, eu știu, comerțului clujean și oamenii vor venea. vor veni și vor vor mai cumpăra câte ceva, iar primăria va va Bun, încasa și niște ca să taxe. tragem o concluzie din asta, e mai mult bine pentru administrația locală sau mai mult rău? Adică pierde sau câștigă voturi? Din punct de vedere financiar, administrația locală va câștiga. Din punct de vedere financiar, în ce fel? financiar pentru că vor fi nu, evenimente. Nu pe aceste spații, câștigă sigur pe orizontală tot Clujul. Pe orizontală, sigur că da. Acum, din punct de vedere estetic, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere turistic, lu lucrurile sunt discutabile. Asta este. Da. Bun, dar câștigă sau pierde voturi? A, la voturi te referi. Da, pentru că totul acum se decontează. Suntem, eu, eu nu cred eu nu că va alege. fi un criteriu de voturi nu? Nu, nu cred că va fi un criteriu de votare chestia asta. cineva care e dezamăgit lumea... că e mai puțin verde sau cineva care e încântat că are mai mult spațiu util în centru, va... se va gândi Știți la modul spune? ăsta când pune... Eu dat. aș aborda, eu, eu personal, sigur, subiectiv vorbind, abordez altfel lucrurile. Domnul Bog, la ora actuală, este sanctificat ceea ce se întâmplă în jurul dumnealui cu candidați, cu tot felul de candidați, cu paleta aceasta de candidați care se duc și se lansează la uh, cinematograful Florin Piersic sau în altă parte. Un, uh, un singur candidat s-a lansat acolo, să nu știu Da, mă bine rog, sau și, nu, și în, în altă, altă parte, dar... Și cine a, și ah, a tot tot acolo. Exact. Acolo. Uh, până la urmă este un joc de scenă, pentru că lumea și-a și uh, pietrificat în minte Domnul Boc este primarul nostru, știm ce face, și cu bune, și cu rele, și chestiunea asta creează un avantaj pentru dumnealui. Claudiu Pădurean, aceeași părere? Pentru că mie păi... mi se pare sincer, uite, vreau să aduc în discuție faptul că suntem într-o altă eră. Suntem într-o eră în care tehnologiile, inteligența artificială, rețelele de socializare pot să, să schimbe niște mumificări, <laughs> cum să le zicem, Ai în cristalizări, nu? cristalizări da, niște uh, uh, concepții care par atât de uh, împământenite și aș vrea să aduc în discuție faptul că uh, în Ungaria, da, unde avem uh, un lider atât de, de puternic, un lider care n-a mai lăsat pe nimeni să se dezvolte pe lângă, pe lângă el, care a pus călușul în gura presei într-o oarecare măsură, da? are acum de două luni un contracandidat apărut de nicăieri, care este într-o creștere fantastică și ies în piață în două luni. Ies în piață zeci de mii de oameni în spatele lui Maghiar. Bun, de asta zic. Deci mie mi se pare că suntem într-o altă perioadă în care lucrurile se pot, uh, sunt fluide și se pot schimba de pe o zi pe alta, chiar dacă noi, sigur, ca niște analiști foarte serioși și sobri așa, n-am cravată, spunem, că uitam. Emil Boc nu poate fi învins. Dar da. bine, acum, ca să glumesc un pic, că că avem voie să. încă avem această libertate ca să glumim. Pot să fiu de acord sau nu că domnul Boc este bun de moaște, dar <laughs> nu despre asta este vorba. E vorba de faptul că, în momentul de față, nu observăm esențialul. Discutăm dacă Clujul este un oraș al spațiilor verzi sau al betoanelor, al pietrelor. Clujul este un oraș al hârtiilor, pentru că deocamdată marile proiecte ale orașului sunt pe hârtie, doar pe hârtie. Pista de biciclete din Florești no, în Apahida, promisă prin programul Cluj Bike, prin care au fost cumpărate și acele biciclete deja Metro, învechite. Metrou, trenul tren metropolitan, metropolitan, centura metropolitană, cartierele Tineretului și Lombului. Soporul, Ci în general modernizarea cartierelor. Nu știu dacă cât de mult s-a modernizat cartierele. Spitalul că păi, pediatric monobloc. A fost centrul expozițional de la aeroport. 2021, nu? A fost anul cartierelor. Ce nu știu în anul cartierelor? Bine, mulțumesc au avut 365 <laughs> de zile foarte, foarte frumoase. cu da. altele cu soare. Deci, din păcate, uh, Filarmonica, da? Centrul Cultural Transilvania. Uh, au fost foarte, foarte multe promisiuni care au rămas deocamdată doar pe hârtie și mi se pare că în momentul de față domnul Boc se află într-o situație ingrată, ca acei specialiști în bună vestelie de la Circ, care pedalează pe un monociclu și care jonglează cu niște portocale. De data asta nu e vorba de portocale, ci de niște metri cub de hârtie uh, cristalizați, ca să folosim un termen consacrat deja în această emisiune, uh, sub forma unor proiecte care au rămas nerealizate. Și domnia sa jonglează tot mai greu cu această povară a hârtiilor. Da, domnia sa a fost un bun primar, să ne amintim cu toții că acum 20 de ani, în uh, anul 2004, toată lumea s-a bucurat atunci când Clujul ieșise după, uh, din dezgheță, ieșise dintr-o perioadă glacioară, după o perioadă incredibil de lungă, de 12 ani în care uh, a același primar și cu bune și cu rele, pentru că și domnul primar uh, Funar la un moment dat uh, a avut niște realizări, uh, Apoi, oamenii s-au săturat de el după 12 ani, l-au schimbat. A venit domnul Boc acum 20 de ani, Suflu Tineresc acum 20 de ani, foarte multe speranțe. La un moment dat, s a rupt filmul, pentru că au început, Care a uh, fost filmul ăla? cred că 2006-2007, pe acolo, când au fost puse pe tarabă marile proiecte urbanistice, cele două cartiere, Lombului și Tineretului pentru care municipalitatea a organizat licitații, au fost desemnați câștigători, urmau să înceapă lucrările, acele cartiere dacă ar fi fost realizate, ar fi rezolvat problema locuirii pentru că vorbim de un oraș sufocat, în care prețul proprietăților imobiliare crește mai repede decât ritmul de creștere al veniturilor, al salariilor, al onorarilor, drepturilor de autor și așa mai departe, și care devine deja din ce în ce mai greu de uh, suportat, în sensul românesc, în sensul englezesc al cuvântului, de către locuitorii săi, adică un oraș tot mai scump. Asta nu înseamnă neapărat calitatea mai bună a vieții, probleme tot mai mari cu traficul. Și, în loc să avem acele proiecte capabile să uh, decongestioneze traficul, autobuzele fără șofer, uh, centura metropolitană, metro, tren metropolitan și putem să reluăm toată litania de proiecte promise și nerealizate. Avem, în schimb, livrat sloganul: să scoatem mașinile din centrul orașului, de acord, dar unde să le punem? Adică, să spunem, dreptul de proprietate asupra unui autoturism este garantat de Constituție, nu? Constituția garantează dreptul de proprietate, oamenii au aceste mașini și atunci administrația locală. Trebuie să găsească soluții pentru a gestiona această problemă. Desigur, că au fost făcuți și pași. Nu vreau să fiu total negativist. Adică, dacă mergeți spre aeroport, nu o să vedem acel centru expozițional promis în urmă cu câțiva ani în dar o să vedem Park and parking Ride. Da, Park and da. Ride. Da. Ceea ce e bine. Deci, De De sunt și lucruri să care s-au făcut. Ca să conchidem partea asta, îmi cer scuze. Uh, noastră Credeți că Emil Boc poate fi învins în acest moment? Și aici aș vrea, aș vrea să aduc în discuție toate studiile care se fac la nivel național și care uh, creează un paradox. Faptul că, la nivel național, Emil Boc este în trend. Este în creștere de, de imagine, are uh, procente foarte bune ca notorietate, ca vizibilitate, iar la nivel local, dacă ne uităm pe toate grupurile de, de Facebook, importante, să spunem că sunt multe grupuri, dar sunt unele care chiar sunt importante, fie ale civicilor, fie ale șoferilor, uh, domnul domnului Boc uh, este înjurat uh, foarte harnic. Criticat, haideți să spunem că nu. nu da, e, nu, e, chiar e înjurat că Facebook ul permite. Facebook, da, vezi Îmi curminte, dar... Chiar dar, pot să, să aduc să documente spunem clar în sprijinul că că afirmației mele. Că, de acord, dar da, să spunem foarte, foarte clar că noi pledăm pentru un dialog civilizat, pentru sigur, o confruntare sigur, civilizată sigur. cu Floreta, nu cu Barosul, și că, da, încurajăm pe oameni să-și exprimă opinia și să critice, nu să înjură, adică imprecația deja nu mai ține de dialog civilizat. Dar dacă ne întoarcem la chestiunea asta, nu e un paradox, pentru că Clujul s-a dezvoltat a crescut, îmi cer scuze, a crescut cu o viteză mai uh, mare decât uh, restul țării. Și din punctul ăsta de vedere se vede clar că Cluj a luat-o în uh, Și e meritul în față. Cui? E meritul administrației, e meritul universităților, e meritul IMM-urilor, uh, a economiei în general, a oamenilor de afaceri. Dar cu în, în, în fața dar, dar poate, în fața, de rând să... nici nu cred că are importanță treaba da, E important, asta. e important pentru că unii e, ies și-și asumă. Știi de ce nu are importanță? Din punct de vedere electoral nu are importanță. Oamenii focalizează totul pe administrația locală, în fruntea căreia se află primar. Totul se focalizează pe primar. E, cel puțin în campania electorală. Da, da, Există. Aici sunt de acord cu ce spune da. Benjamin. Deci da, e... Este adevărat și vreau doar să întâlnesc ceea ce spui da. tu. Faptul că poate să fie câte puțin din toate, pentru că dincolo de toate criticile pe care le-am adus în mod constant și am spus de tonele de hârtie cu proiecte nerealizate, totuși Clujul a și performat. A fost primul oraș care a dus în trafic autobuze electrice, de exemplu, le avem. Însă, Sunt însă, aici. Claudiu, ce spuneai mai devreme în zona imobiliară, păi însă și faptul că la ora actuală Clujul este cel mai scump oraș din țară, mă rog, după București sau în de sau poate chiar înainte de București, însă faptul ăsta e de foarte mult privit de restul țării privit ca o notă bună pentru Cluj. Eu sunt da, un oraș eu Cluj, sunt cel care pune. E întrebări. un oraș scump nu, pentru că, că e un oraș modern. V -aș Așa pune, se interpretează. V-aș spune, da, părerea mea legată de urbanism. Este că, din păcate, în momentul ăsta, dacă Funar blocase Clujul în fața oamenilor de afaceri, actualul primar blochează Clujul din punct de vedere al dezvoltării urbanistice exact. și asta Doar crează că nu se dezvoltă. Da, asta e o asta duce la e Eu poveste, da. poveste, poveste veche, eu poveste veche. Este o, e o poveste, poveste din anii, anii 90 de blocarea blocarea din punct de vedere al dezvoltări, a dezvoltării imobiliare da. a Clujului este din momentul europarlamentarelor. Dar haosul atunci, dinainte, cum s-a luat? Dinainte, atunci. Și dinainte, și Haosul dinainte, o, practic blocarea da. autorizațiilor are acel punct de pornire. În momentul în care administrația da. locală, adică actualul primar că nu administrația locală pe ansamblu a, a observat că pierde voturi, a câștigat, dacă vă amintiți atunci USR a făcut un scor extraordinar la europarlamentare la Cluj și a fost un semnal de alarmă. Ce trebuie să facem? Și atunci una dintre măsuri a fost urbanismul mai, mai, cu capac. Și de atunci... În loc să dezvolte Clujul și să creeze acele proiecte pe care le-a promis Soporului, Borhanci, Tineretului, Acum, Longului. Clujul, Claudiu, eu cred că totuși Clujul s-a dezvoltat, numai că s-a dezvolta nu este... dezvoltat haut. -a... -a, a, a crescut, nu s-a dezvoltat. Asta, Prima dată am greșit și eu și am spus că s-a dezvoltat. a crescut, nu s-a dezvoltat, pentru că nu avem în momentul de față suficiente locuri în crește. Nu avem suficiente locuri în școli. În da, școli, de ce... Sigur. Da. Acre nu s-au atras investitori. Spuneți-mi ce, investi ce parcuri industriale s-au construit la Cluj sau. sau da, dacă nu, cum nu, atras, dacă, cum dacă Clujul nu este un în oraș Cluj, dezvoltat, înseamnă că ne ducem în altă categorie. Ce definim atunci un oraș? De, cum arată un oraș dezvoltat? Cum arată? Sunt Cluj, ,u, Brașov, ,u, Timișoara Astea sunt orașele noastre de dezvoltare. A, că în privința dezvoltării trebuie să definim termenul S-a dezvoltat haotic S-a dezvoltat, eu știu, ca o carecatiță s are un centru, eu știu, nefuncțional Dar orașul în sine s-a dezvoltat Un a oraș crescut, mare, crescut da. Nu dezvoltat, pentru că dezvoltat da. ar fi Acum e o chestiune să... de nuanță, să zic eu asta. Da, dar o nuanță foarte importantă Pentru că mi-aș fi dorit foarte, foarte mult Să văd uh, anumite reguli și în urbanism Adică să spunem, ok Vom construi un nou cartier Sau în acest cartier Ne-am ne hotărât să impunem reguli Și ai patru nuanțe de culoare Din care poți să alegi Nu, asta uh, e un Eu de am, am crezut că o să ajungem la discuția Despre faptul că uh, în urbanism da, Dacă vrei să faci ceva Regulile sunt aceleași pentru, pentru toți Nu la, la unul nu dintre teori, ei da. Să-i ceri să facă uh, ceva, la altul să-i cere altceva, la altul să nu cer nimic. Unii pot Pentru să că construiască locuri în între ei. Alții nu pot și și cu doi da, aici în oraș au existat entități, precum, eu știu, Ordinul Arhitecților de Pindă, da. care de fiecare dată a semnalat treaba asta. Domnul Țigănaș și cine a mai fost în Ordinul ăsta care a condus așa. Au semnalat, fost, păcate, au lucrurile Aici, din punctul ăsta de vedere, administrația a fost închis. Din păcate ne apropiem de final și n-am reușit să ajung la întrebarea asta la, 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 răspunsul ăsta. Da, domnul Pascu spunea că uh, domnul Boc este lipit cu superglu de scaunul ăla, nu are cum să piardă. Și n-am vrut să aflu răspunsul dumneavoastră, domnule Pădurean. Credeți că el poate fi învins sau nu? Că eu chiar sunt curios. Da. Uh, poate fi învins? Da. Dar acum sau peste patru ani? Da, acum. Acum uh, poate fi învins. Bun, uh, asta e și o chestiune pentru că niciodată nu putem să cuantificăm uh, uh, mișcările care pot să genereze un taifun. Nimeni n-ar fi crezut că atât de mulți români vor ieși în se stradă prezunist. atunci când Dragnea a încercat să mutileze justiția. Și poate să fie invins și vă spun și de cine, de Emil Boc. Deci Emil Boc se uh, poate să facă, are acel potențial de a uh, comite greșeli care pot uh, să fie fatale. Nu știm dacă le va comite sau nu. Nu știm dacă. Eu zic că comis deja, dacă erau cumpla. de comis, le-a comis deja. În ultimele două luni nu le Eu se mai zic comis. să da. nu subestimăm politicienii noștri. <laughs> Gata, s-a terminat timpul. Okay. Mulțumesc da. frumos. Veni pas cu Claudiu Pădurean, Mulțumesc frumos. Promit să mai, să mai discutăm pentru că e un uh, subiect interesant. Eu sunt Joanele Spug, vă mulțumesc pentru atenție, mai sunt două luni până la alegere, așa că avem timp suficient să ne mai gândim, să ne răzgândim. Din punctul meu de vedere, cel mai important este să mergem să votăm informații, -vă, vă rog eu frumos informați-vă și apoi mergeți să votați. Toate cele bune, la revedere!